Mislim da su opet da je publika imala prilike da uživa u dobroj košarci. Primorend je ukretka omeni sala u dokazija se vede u meč Devarat, u meč Bun, či u basketu la Univele Udikacija. I ono što u ovom predvidnjivom svetu izaziva interes za sport, posebno košarku, je nepredvidljivost. Kad od pobede do poraza je granica tako mala kao skoro nigde drugo. In lumea de azi, unde tot deja se știe, lumea place sport și, în primul rând, basketul, pentru că basketul, până în ultima secundă, se poate schimba tot și nu se știe cine iese cu victorie. Prvo polovreme smo kontrolisali igru. Până la pauza noi am kontrolat meču. Možda nismo materializovali koš razlici onoliko koliko smo bili bolji na terenu. Poate asta nu s-a văzut pe tabela cu diferența de puncte cât noi am fost mai buni până la pauză. U drugom polovremenu, pogotovo u zadnjoj četvrtini, okrenula se situacija. După pauza, special în ultimul sfert, tot se întors. E sad, to je i ono što bih želeo da naglasim, da ove godine rumunski šampionat izlazi iz granica regularnosti. Și acolo vreau să ating și o chestie care vreau să chiar pun target pe asta, unde campionatul României iese din granița regular campionat. Zbog toga što je Orada registrovala Richardsa tokom sezone. Pentru că Orada a obținut în timpul sezonului să se schimbă regulament și Richard să obține jucător român pe teren. I to nije samo stranac viš. Asta nu înseamnă doar un străin. Un străin plus în roster. 7 sau 8 cât au. Nego može da bude onaj Rumun u drugom poluvremenu koji igra 20 minuta. Asta înseamnă că pot să fie român în sfertul 3 și 4, care poate să joace 20 de minute. Znači, pod 1, prekršeno je pravilo da tokom šampionata niko ko je dobio pasoš ne može da bude registrovan kao domaći. Primul rând da se calcat de regula, că în timpul campionatului, unde se știu regulile înainte, se schimba. Și cine o obține cetățenie să fie jucător român pe teren. Ako je to ideja, ako je to način rada na terenu, onda ćemo da vidimo svi da gledamo, da radimo instant opcije, jel? Dacă asta je ideja și dacă așa se face, atunci toată lumea o se urmărește să facem niște opțiune instant. Da, znači da se ne radi na terenu, nego na stolu, jebi ga da. Sa nu lucram in sala și pe teren și individual, o să facem pe masă verde. Inače, čestitam Oradi na dobroj utakmici. Lângă asta, vreau să felicit Oradea la un meč bun. Imali su pobedu u džepu. Je avut victorie in buzunar. Suđenje je bilo objektivno, neutralno i voleo bi da i o radi bude isto. Arbitri je rao objektiv, neutral, i asta doresi sa tije šila o radi.